Echipele de specialiști din cadrul Spitalului Județean de Urgență, Dr. Constantin Opriș din Baia Mare, au efectuat peste 14.500 de intervenții chirurgicale în cursul anului 2018. Cele mai multe au fost la chirurgie, mai bine de 4.000, adică urgențe cronice și laparoscopice. Aproape 1.500 de intervenții au fost la ortopedie, 1.200 de cezariene și alte 1.700 de citoscopii și intervenții endoscopice. Solicitări multe s-au înregistrat și la oftalmologie, urologie, chirurgie orele și chirurgie infantilă, dar și la neurochirurgie. Printre acestea se numără și anumite operații complicate soluționate cu succes de medicii unității medicale.